Bine v-am regăsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Eduard Ionescu. Ediția din această săptămână o realizăm la Academia de Poliție. Este o atmosferă foarte frumoasă în această instituție de învățământ. Stăm de vorbă cu doi foști studenți și chiar de astăzi ofițeri care activează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Avem doi prieteni de astăzi, este vorba despre Denis și despre Andrei. I-aș ruga să se prezinte pentru dumneavoastră. Mă numesc Marta Loc Denis și am terminat Facultatea Poliției de Frontieră. Mă numesc Rugace Andrei, sunt din Hunedoara și am terminat Facultatea de Poliție. De astăzi nu mai sunteți studenți. Ați absolvit Academia de Poliție după... 3 ani. 3 ani. Nici nu știu cu ce să încep, dar haideți să ne referim la cum era Denis acum 3 ani, la cum era Andrei acum 3 ani și cum vedeți instituția Ministerului Afacerilor Interne după ce ați absolvit Academia de Poliție. Acum 3 ani, cred că eram cu aceleași emoții pe care le am și acum, pentru că voiam tot din adinsul să intru în această instituție, eram la admitere. Pe parcursul celor 3 ani am învățat foarte multe lucruri aici. Sunt mulțumită de ceea ce mi-a oferit această instituție. Dacă ar fi să fiu din nou pusă în situația în care aș opta pentru universitate, fără îndoială aș opta pentru Academia de Poliție. Andrei? Acum 3 ani eram un tânăr agent de poliție. Îmi doream din tot sufletul să intru la Academia de Poliție pentru a deveni ofițer, pentru a avansa în carieră. Tu ai absolvit și școala de agenți de poliție de la Cluj, Septimiu Mureșan, Cluj-Napoca. Și apoi te-ai gândit să vii la Academie pentru a trece în corpul ofițerilor. Mi-am dorit din tot sufletul să avansez în carieră. Cum vedeți Academia de Poliție astăzi, după ce, iată, ați trecut prin toate etapele, prin toate examenele, ați terminat, voi sunteți și șef de promoție, vom vorbi și despre lucrul acesta. Cum vedeți Academia de Poliție astăzi? Cum am văzut-o și la început, cu același entuziasm și cu aceleași așteptări. Consider că pentru orice tânăr care dorește să contribuie în orice fel pentru bunăstarea națiunii noastre, Academia de Poliție este un garant pentru noi. Andrei? Într-adevăr, m-am convins de faptul că Academia de Poliție este universitate performantă de învățământ. Am învățat foarte multe lucruri noi, deși am activat în sistem înainte, am învățat în acești 3 ani multe chestii noi. Tu ești șeful de promoție al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza 2017. Exact. Denis este șefa de promoție la Facultatea Poliție de Frontieră. La Poliție de Frontieră. Practic, voi sunteți cei mai buni studenți pe care a avut Academia de Poliție în această promoție 2017. De la voi se vor aștepta foarte multe lucruri bune. Fiind și lideri, cu siguranță ochii vor fi către voi, pentru că sunt și așteptări. După 3 ani de muncă intensă și cu siguranță ați învățat foarte mult, trebuie să arătăm acum și în practică ceea ce ați dobândit aici. Andrei, din câte am înțeles, tu o să te orientezi către... Poliție rutieră. Am terminat profil de poliție rutieră. Îmi doresc din tot sufletul să ajung la Sibiu. Acum noi ținem pumnii. Denis, tu ai spus că vrei să rămâi la Academia de Poliție. Te-ai îndrăgostit de Academia de Poliție. Da, eu sunt îndrăgostită de Academia de Poliție. O să rămân aici, să activez aici. La catedră? După ce îmi finalizez studiile, da, pentru o viitoare carieră didactică. Tu ești din Călăraș. Din Călăraș. Nu te-ai gândit niciodată că o să ajungi să lucrezi în Academia de Poliție? Nu. La început nu. Dar pe parcurs m-am gândit la asta. Dacă ați avea acum în față niște tineri care încă s-ar mai gândi dacă să vină la Academia de Poliție sau nu, ce le-ați spune? Care ar fi sfaturile, recomandările, părerile voastre? Din partea mea ar fi un da hotărât. Pentru că aici, în Academia de Poliție, ai toate șansele să te dezvolți atât pe plan personal, pentru că trăiești într-o comunitate mare, înveți ce înseamnă solidaritatea și sprijinul oamenilor, cât și pe plan profesional, deoarece aici avem parte de un corp didactic de elită. Andrei? Le-aș recomanda din tot sufletul. Chiar am câteva cunoștințe care m-au întrebat
dacă... M-am întrebat cum ar fi să ajungă la Academia de Poliție, le-am recomandat din tot sufletul, chiar mi-a zis că îi sprijin cu materiale din care m-am pregătit și eu pentru a fi admis în această instituție. 3 ani de studii. Cu siguranță atunci când ești la perioada de absolvire a unei instituții de învățământ, când te uiți în spate, îți aduci aminte doar de momentele frumoase. Dar fiind o instituție de învățământ superior, cu un caracter diferit, da, au fost și momente grele. Și v-aș întreba acum, când ați simțit aceste momente grele? Probabil cele mai intense au fost în timpul antrenamentelor. A fost destul de greu, este necesar un efort fizic mai mare, atât în timpul antrenamentelor, dar putem vorbi și pe perioada sesiunii. Volumul de studiu este destul de mare, așteptările de la noi sunt foarte mari, iar noi de fiecare dată ne-am străduit să fim la standardele dorite. Trebuie spus că la Academia de Poliție anul universitar nu se poate repeta. Deci dacă un an nu l-ai promovat, automat ești exmatriculat. Când ai simțit tu, Andrei, momentele acestea grele? Aceste momente grele le-am simțit, ca și colega mea, Denis, în timpul sesiunilor de examene. Necesită studiu intens, nopți pierdute. Ai venit aici având o experiență de M-a ajutat foarte mult această experiență, mai ales în cazul anumitor examene, deoarece cunoștințele teoretice, îmbinate cu cele practice, m-au ajutat să promovez cu note maxime examenele din timpul sesiunii. V-ați gândit vreodată la momentul la care ați intrat în Academia de Poliție că veți fi șef de promoție? Nu m-am gândit, dar m-am străduit să obțin cele mai bune rezultate și pe parcurs am țintit către asta. Andrei? Nu m-am gândit nici o secundă și sunt foarte mândru de mine că am reușit această performanță. Ați învățat și la un moment dat v-ați dat seama că puteți să rămâneți acolo în top și probabil că... Exact. Atunci când ați conștientizat... Entuziasmul a fost și mai mare. Puneai, Denis, că Academia de Poliție îți oferă, pe lângă aceste cunoștințe pe care le dobândiți aici, și anumite relații interumane cu colegii. Da. Și te-aș ruga să ne vorbești puțin despre spiritul acesta de solidaritate care se formează. Da. Fiind o comunitate atât de mare, este inevitabil să nu interacționăm între noi. Și în cele mai multe cazuri aici legăm prietenii foarte strânse. Poate că de multe ori petrecem mult mai mult timp decât cu părinții. Și poate și problemele noastre personale și tot ce ne apasă între noi rămân și unii pe alții ne ajutăm. Trebuie spus că programul Academia de Poliție este unul strict, dar vorbește-mi tu, Andrei, despre programul pe care l-ați avut. Programul pe care l-am avut în viața de student în Academia de Poliție, trezirea la 6 dimineața. În primii 2 ani am avut parte de acea înviorare pe care o cunoaște toată lumea. Un pic cam greu dimineața la ora 6. După aceea sectoarele administrative. Sectoarele înseamnă curățenie? Curățenie generală, verificarea sectoarelor de către comandanții noștri, instructori superiori de an. Programul orar, fiind în continuare cu orele de curs, de la 8 la 13:30. Prezența obligatorie. Continuăm după aceea cu program timp liber, activități sportive. Dar totul se desfășoară în interiorul Academiei. Da. Totul în interiorul Academiei, cu excepția studenților, care au obținut rezultate foarte bune la învățătură. Au avut media din semestrul anterior, respectiv anul anterior, peste 8,50. Și acești studenți beneficiază zilnic de învoire în municipiul București. La ce atmosferă am văzut în cadrul Academiei de Poliție și la această festivitate de absolvire pe care am văzut-o, nu cred că ar exista un student care să spună vreau să merg în oraș. Aici este o atmosferă extraordinară. E chiar un campus universitar. Așa este, avem un campus destul de mare aici. Spațiile sunt destul de mari. Avem loc pentru orice ne dorim. Condiții de cazare foarte bune, bază de antrenamente sportive, sală de forță.
Cu siguranță veți mai primi întrebări și una nu va lipsi. Va suna ceva de genul, cum intrați în noua carieră, ce speranțe aveți, care sunt planurile de viitor. Și n-aș vrea să ocolesc și eu această întrebare. Unde o să vă vedeți peste 10 ani de zile, Denis? Cum eu rămân în Academia de Poliție, peste 10 ani mă văd un profesor bun, corect și care va... Și foarte exigent. Și foarte exigent și care va instrui așa cum trebuie viitorii studenți. Andrei, nu vei rămâne toată viața la rutieră sau rutiera este viața ta? Nu pot spune neapărat că rutiera este viața mea. Îmi doresc în momentul de față să activez pe acest profil. Peste 10 ani, sincer, în momentul de față mă văd tot un polițist rutier. Sper la o avansare în funcție. Și eu sunt curios unde veți fi peste 10 ani. Cu siguranță vom păstra ca martor această emisiune și poate o să o privim împreună. Sigur. Voi doi la locul de muncă, să vedem cum erați în prima zi când ați început lucrul în Ministerul Afacerilor Interne. Spuneam că sunteți șef de promoție, ați învățat foarte mult. Și următoarea întrebare sună ceva de genul, șeful de promoție a avut și timp pentru el? Timp liber? Sau a stat și ați învățat non-stop? Am avut și timp liber pentru că este, după părerea mea, este imposibil să regiți, să înveți fără nicio pauză, dar cu măsură, cu mai puțin nopți pierdute, pentru că nopțile pierdute se recuperează foarte greu, cu siguranță am avut timp. Avem și prieteni. N-a stat izolați, cu cărțile în brațe? Nu, în niciun caz. Le-am echilibrat exact așa cum trebuie ca să iasă un rezultat foarte bun. Spre deosebire de colega mea, pot să mă laud cu câteva nopți nedormite, nopți pierdute, mai ales în timpul sesiunii de examene. În schimb, timpul meu liber cel mai mult se concretizează în sport. Iubesc sportul, îmi place să fac sport și acolo mă relaxez cel mai bine. Ți-ai găsit un refugiu. Denis, am aflat de la Andrei că el a fost agent în cadrul Poliției Române și a dorit să treacă în corpul ofițerilor. Tu cum te-ai gândit să ajungi la Academia de Poliție? Care a fost pornirea la tine? La mine lucrurile au fost mai simple. După ce am terminat liceul, dorința mea a fost să studiez undeva într-o instituție care să mă ofere, după cum am spus, toate pârghile, să mă pot dezvolta pe toate planurile. Și, fără îndoială, prima opțiune și singura a fost Academia de Poliție. Am intrat și nu regret niciun moment. Da? Cât a fost pregătirea? Cam cât ai pregătit? Un an de zile înainte. Cât privește sportul, am făcut sport mereu. Și în ultimul an am intensificat antrenamentele. A intrat de prima dată când ai dat examen? Da. Am făcut 2 ani la arhivistică, la Facultatea de Arhivistică, tot aici din cadrul Academiei de Poliție. După care am intrat la poliție. Andrei? Eu nu vă ascund faptul că am mai încercat odată, înainte de a intra la școala de agenți, în 2011, nu am reușit, datorită mediei. După aceea, după ce am terminat școala de agenți de poliție, m-am pregătit 4 luni intens, am susținut din nou examenul și am reușit. A fost un vis împlinit. Un vis împlinit. Eu vă mulțumesc pentru acest scurt interviu. Vă doresc în numele celor care ne privesc și în numele echipei care realizează această emisiune mult succes în carieră și să dea Domnul să vă împliniți toate visele pe care vi le-ați propus legate de cariera voastră, cariera pe care vă dorim să fie cât mai frumoasă. Mulțumim și noi!
Furtul din locuințe reprezintă o infracțiune ce are consecințe semnificative asupra victimelor, dar și asupra societății în ansamblul ei. Pe lângă prejudiciile materiale cauzate, invadarea spațiului personal are consecințe deosebite în plan psihologic și emoțional. Uneori, furturile s-au produs ca urmare a neglijenței proprietarilor care, mai ales în perioada de vară, lasă ușile și geamurile locuințelor neasigurate. În multe dintre cazuri, victima se împrietenește cu autorul și îi deschide larg ușa casei. Uitați, am un aparat de masaj. El e 1 milion, dacă doriți. Uitați. El e 100 de lei, 1 milion de piață. Uitați, dacă vreți, vă arăt. Uitați. E la televizor, să știți, costă 1 milion și eu vi-l dau cu... Haideți, 300 de mii. Credulă din fire sau doar dornică de a mai sta de vorbă, victima este atrasă de produsele date la preț de chilipir sau se oferă să dea o mână de ajutor unor așa ziși lucrători veniți să măsoare geamurile sau să deratizeze blocul. Important este faptul că o treime dintre aceste furturi au avut ca victime persoane trecute de 70 de ani. Un bloc în formă de U permite o mai bună vizualizare a vecinătăților, deci este mai sigur. Un apartament cumpărat la parter, etajul 1 sau la ultimul etaj, cere neapărat gratii la ferestre. Chiar și cele mai mici ferestre, de la baie sau de la mansardă, au nevoie de încuietori. Hoțul poate să intre prin orice deschizătură mai mare decât capul omului. La intrarea în holul blocului sau în fața casei, trebuie să aveți o lumină permanentă pe timp de noapte. Nu lăsați niciodată garajul sau un șopron neîncuiat, mai ales dacă acesta are o ușă care face legătură cu casa. Un zid sau un gard în spatele casei vă poate proteja de hoți. Lăsați fața casei neacoperită cu iederă sau arbori, astfel încât să rămână vizibilă trecătorilor, ca hoțul să nu poată fi văzut de aceștia. Alarmele vizibile împotriva hoților îi fac să gândească de 2 ori înainte de a acționa. Nu uitați demontarea unui interfon și nu deschideți ușa oricărui necunoscut care sună la acesta. Dacă vorbim de ușa de la intrarea în apartament, aceasta trebuie să fie solidă, fără a atrage însă atenția asupra sa. Nu contează dacă ușa are 1 sau 2 sisteme de siguranță, contează numărul punctelor de închidere. Cele mai performante uși au sistemul de închidere situat în centrul lor, pe interior. Cereți meșterului care montează ușa metalică să o încastreze nu doar cu spumă, ci să o prevadă și cu așa zisele mustăți metalice. Și nu uitați, cea mai performantă ușă se deschide în fața hoțului dacă proprietarul face acest lucru. În finalul acestei ediții, amintim telespectatorilor noștri că 20 iulie este ziua aviației române și a forțelor aeriene. Având și noi sărbătoriții noștri, personalul Inspectoratului de Aviație a Ministerului Afacerilor Interne, facem urarea de la mulți ani și cer senin. Pentru frumusețe îți mulțumesc, pentru tinerețe îți mulțumesc, mie oferite pur și firesc, după atâta vreme îți mulțumesc. Fiindcă ești cu mine, îți mulțumesc. La rău și la bine, îți mulțumesc. Pentru bunătate, îți mulțumesc. Și sinceritate, îți mulțumesc. Pentru felul care-mi spui vă iubim! Plin de simplitate, pentru aceste toate.